Imagini șocante surprinse la Bușteni de un localnic, care apoi a postat filmulețul pe o rețea de socializare. Un câine tranquilizat a reușit să scape, probabil de hingher, și a fost găsit pe străzile stațiunii, cu injecția în zona gâtului. Totul s-a întâmplat în cartierul Zamora. Câinele era extrem de speriat și nu se putea ține pe picioare. Vino încoace, vino încoace, mama, vino încoace, te ajut eu, te ajut eu, te ajut eu, stai cu mințel, stai cu mințel, nu mă mușca, nu mă mușca, nu mă mușca, pui, stai cu minte, mama, stai. Stai cu mințel, stai că munce asta. Asta nu mă muși, da? Te rog, stai cu mințel, stai. Îți o scot eu. Nu? Fii cu minte, fii cu minte. Fii cu mințel, gata, uite. Gigea, stai cu minte, gata. Omul iubitor de animale a încercat să potolească patrupedul astfel încât să-i scoată tranquilizantul. Gata, e mai bine? Stai cu minte, Pluto! Gata, mama, gata. Gata. Bărbatul va sesiza autoritățile pentru ca acestea să stabilească împrejurările în care patrupedul a fost tranquilizat și lăsat pe stradă. Este curios să afle și identitatea celor care au procedat astfel, dacă aceștia sunt localnici care au vrut să-și bată joc de câine sau au fost hingherii aflați într-o acțiune de ridicare a animalelor fără stăpân de pe străzile urbei.